Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți au vizitat pe copiii participanți la Bibliovacanța 2021. Aceștia au organizat un concurs special pentru micuți intitulat Vacanță în siguranță, cu scopul de a oferi informații despre pericolele ce se pot întâmpla pe stradă sau în mediul online. Astfel, s-au format 3 echipe și au răspuns la un chestionar cu întrebări privind siguranța pe stradă, la școală, în trafic sau în online, iar la finalul concursului toți copiii au fost câștigători prin informațiile primite. De asemenea, au marcat și 200 de ani de la nașterea poetului și prozatorului Vasile Alexandri, amintind de opera sa Prin joc și poezie.